Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Citesc de la versetul 17 la 22. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 17 la 22. Să ascultăm cuvântul Domnului. Isus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, și era a scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, și scrie că el a zis, Eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris. A răspuns Pilat. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pasajul din această seară, aici în Biserica Emanuel, în această seară de joie mare, Pasajul de astăzi care ne aduce aminte despre evenimentele din ziua când Mântuitorul Iisus Hristos a instituit cina cea de taină, când a spălat picioarele ucenicilor, când a fost rădat de cei mai apropiați lui, Iuda, unul din cei doi apostoli care n-au fost evrei. Iuda, și Simon Zelotu sau Cananitu erau dintre neamuri. În seara aceasta, deci, când ne aducem aminte de acest pasaj, trebuie să ne aducem aminte de asemenea de semnificația evenimentelor pe care Isus le-a trăit, de felul în care evenimentele s-au desfășurat și au decurs rămânând în istorie pentru totdeauna. La ora aceasta, în care vorbesc cuvântul Domnului și în toată eternitatea ce este scris, rămâne scris. Ce s-a scris despre Isus rămâne scris. Ce se scrie în dreptul tău și în dreptul meu, rămâne scris pentru totdeauna. Ce scriem în dreptul vieții noastre, a istoriei noastre, rămâne scris pentru eternitate. Trei probleme fundamentale au frământat omenirea de-a lungul timpului. Probleme care sunt reflectate foarte profund, tainic în același timp, dar direct în prezentarea pe care Duhul Sfânt o face în acest pasaj. Și problemele cu care omenirea este confruntată de-a lungul timpului sunt problemele legate de credință, Problemele legate de putere și problemele legate de intelectul omului. Întotdeauna a frământat pe om credința. Așa s-a născut religia. Întotdeauna l-a frământat pe om puterea. Așa s-au născut imperii. Întotdeauna l-a frământat pe om să știe ceva, să cunoască ceva. Așa s-a născut păcatul. Pentru că neacceptând că deja cunoaște totul și știe totul, omul a întins mâna spre neascultare, bună oară să cunoască mai mult. Și prin această neascultare a căzut în păcat. Știa toate lucrurile. Pentru că atunci când i-a adus înainte și l-a pus în fața tuturor plantelor, le-a dat nume când i-a dus în față toate animalele care au fost create, el le-a dat nume și așa au rămas în istorie. În tot omul, prin Adam, demonstra o cunoștință la care omul de astăzi încă n-a ajuns. Dar, dar, la subtilitatea cu care diavolul a venit la el și a zis, veți cunoaște mai mult, veți fi ca Dumnezeu. Omul a mușcat această șiretenie, această bomboană dulce, această curiozitate. Și de atunci omenirea este în luptă pentru credință până la crimă, așa cum se vede în societatea contemporană. Omul este în luptă pentru putere, țările se frământă, lumea se frământă, familie se frământă, prieteni se frământă, biserici se frământă este surse frământă. Omul este în luptă să demonstreze că știe, cunoaște, dispune de un intelect și de o rațiune din care nimeni și nimic nu-l poate schimba sau nu-l mai poate motiva. În aceste circunstanțe, Iisus Hristos este condamnat la moarte. În această luptă a omenirii, Iisus Hristos este acuzat și acuzația pe care o primește este aceasta, Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Și lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul de astăzi, este scris să știe toți, în evriește, în latinește și în grecește. Când în limba ebraică au fost scrise prescurtat, și nu trebuia numai neapărat prescurtat, când prima literă din fiecare cuvânt a fost citit Iisus Hristos, împăratul iudeilor, iudeii, mai ales cărturare, mari preoți, imediat și-au dat seama, pentru că acolo scria Yahweh, Dumnezeu. În limba ebraică scria Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a iritat. Și a zis, nu scrie că este împăratul iudeilor. Spune că el a zis, ca să se schimbe forma cuvântului, pentru că imediat a apărut că ei l-au răstignit pe Dumnezeu și n-au vrut să admită locul acesta. La care Pilat le-a răspuns și este scris, este scris. Iisus a fost dus afară din Ierusalim la acest loc numit Golgota sau Căpățin, School în limba engleză. Acolo a fost răstignit între doi oameni, între doi tâlhari. La reclama pe care mai mari iudeilor au făcut-o lui Pilat să șteargă ce este scris pe cruce, așa cum știm, Pilat a refuzat. În această seară, în această zi de amintire profundă, vă invit, frași și surori, doamnelor și domnilor, împreună, să medităm la un mesaj pe care l-am intitulat Împărat și limbi străine. Împărat și limbi străine. Condamnat la moarte, condamnat pe nedrept, condamnat pentru că era împărat, condamnat pentru că a deranjat status quo-ul timpului. Condamnat pentru că avea un cuvânt mai puternic. Condamnat pentru că a vindecat bolnavi. Condamnat pentru că s-a dus în mijlocul păcătoșilor fără să se întineze cu ei și le-a iertat păcatele. Condamnat pentru că a deschis ochii orbilor. Condamnat că la cuvântul lui au crescut mâinile și picioarele celor ciungi și șchiopi. Condamnat pentru că cinci pâini și doi pești la cuvântul lui au fost înmulțite ca să hrănească poate zece mii de oameni. Cinci mii de bărbați sunt numărați acolo, spune, afară de femei și de copii. Nu? Și cuvântul Domnului ne spune clar că această condamnare a lui Isus Hristos a fost scrisă în aceste trei limbi. Evreiește, latinește și grecește. În primul rând, împăratul și evreii. În cuvântul lui Dumnezeu este scris următorul lucru. Evreii caută minuni. În limba ebraică, și poporul evreu a fost, a fost rânduit de Dumnezeu, acestor doamnelor și domnilor, ca pe pământ să reprezinte cunoașterea lui Dumnezeu. Poporul evreu are un statut aparte în lume. De exemplu, pe când toate popoarele lumii, în special guvernele, au în spate un demon puternic, care controlează sistemul politic, care controlează mersul poporului respectiv. Și dacă guvernanții, președintele, împăratul, Congresul, Parlamentul, nu sunt temători de Dumnezeu, influența acestui demon se vede. Pe când toate popoarele au această influență, singurul popor care nu o are și care are o căpetenie de îngeri sfânt este Israel. Mihael este căpetenia lui Israel. Dumnezeu a creat acest popor. A creat acest popor. L-a creat pentru sine. Avram și Sara erau bătrâni. 90 de ani și 100 de ani. Când viața omului ajunsese la 80 de ani, la 70 de ani, la 80 de ani, pentru cel mai tare. De aceea, Poporul evreu este un popor creat, pentru că numai printr-o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, Avram și Sara au un fiu, pe Isaac. Și Dumnezeu a creat acest popor ca prin el să aducă în lume cunoștința de Dumnezeu. A creat acest popor ca prin el să aducă în lume cunoștința de legea lui Dumnezeu. Și a creat acest popor ca prin el să se nască Isus Hristos, Mesia. Și astfel omenirea întreagă să ajungă la deplină cunoaștere a lui Dumnezeu. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Societății contemporane nu place lucrul acesta, pentru că societatea, nu numai cea contemporană, din se lasă influențată de cel rău. De aceea există, de exemplu, acest antisemitism puternic, ură împotriva evreilor. De aceea foarte multe biserici fac această greșeală fundamentală și vorbesc această teologie trunchiată și nebiblică replacement theology, teologia înlocuirii lui Israel cu biserica. Și se predică blasfemii de la învoanele bisericilor și se predică lucruri care nu sunt biblice. Dumnezeu ce a creat rămâne în picioare. N-a renunțat la Israel, nu a renunțat la acest popor. Iisus a născut. Dar înainte ca să se nască, aduceți-vă aminte de exemplu doar de Psalmul 65. Într-o vreme când Israel credea că este un popor exclusiv dumnezeiesc. Și era, într-un fel. În vremea aceea, autorul spune, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și ale mării, de la, până la marginile mării. Tu răspunzi la rugăciunile noastre, Dumnezeule, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Prin Israel trebuia și prin cunoașterea lor de Dumnezeu, prin profeții pe care le aveau, prin patriari, lumea să ajungă la cunoștința de Dumnezeul cel adevărat. Însă, în momentul în care Iisus Hristos a venit în lumea noastră prin acest popor, Israel, credința lui, a ajuns doar o religie. O religie. Iar moartea Domnului nostru Iisus Hristos are acest scop suprem, să nimicească religia și să întroneze în schimb credința în Dumnezeul cel adevărat. Un om religios, frate și surori, chiar dacă aparent se pare că este blând, cunoscător, temător, respectuos, un om religios poate fi victimizat și poate deveni un terorist. Un om religios poate deveni un fanatic care în numele religiei și a Dumnezeului pe care bun, oară îl reprezintă și îl crede face crime și nu ține cont de viața oamenilor. Iudaismul, mozaismul, în momentul în care Isus Hristos este pus pe cruce, a devenit o religie. O religie, nu o credință. Slava lui Dumnezeu s-a dus din mijlocul lui. Este cu adevărat un icabod, s-a dus slava. Și Domnul nostru Iisus Hristos a fost pus pe cruce, pentru că în primul și în primul rând, în primul și în primul rând, să curățească mintea oamenilor de religie, să curățească inima oamenilor de religie și să întoarcă oamenii spre Dumnezeu în credință. Diferența dintre religie și credință este următoarea. În religie, oamenii își creează un Dumnezeu după chipul lor. Și întotdeauna, pentru că e după chipul lor, este mai mic decât ei. În credință, Dumnezeu a creat un popor după chipul lui și după asemănarea lui. În religie, oamenii pun condiții. În credință, Dumnezeu trimite cuvântul său și când acest cuvânt ale Dumnezeu izbește în inima ta și în conștiința ta, te dovedește că ești păcătos, te dovedește că ești departe de Dumnezeu și de mântuire și cuvântul acesta însoțit de Duhul Sfânt care l-a rostit și care îl însoțește tot timpul. Naște în inima ta speranță. Și speranța spre care te îndoarce acest cuvânt și Duhul lui Dumnezeu este Isus Hristos. Nu este un uh, lider de religios, Isus nu este un lider religios, Isus Hristos este Dumnezeu. Îți întoarce privirea la El. Realizezi că ești păcătos, Realizezi că ești pierdut, faptele tale nu te ajută pentru că în religie se pune accent pe fapte. Și de multe ori și în bisericile noastre se popularizează religie, nu credință. De aceea oamenii biserici vor pune de multe ori accent mai mult pe faptele lor decât pe cuvântul lui Dumnezeu. De ce este scris în limba, e, în limba ebraică Iisus Hristos împăratul iudeilor? Pentru că Isus a fost restignit ca să mă elibereze și să te elibereze de puterea religiei, să mă elibereze și să te elibereze de puterea fanatismului care aduce uh, ravagii între oameni. să vedeți, nu? Cât de, cât de mare problemă este religia aceasta islamică. Ateismul este o religie. Pentru că trebuie să fii foarte convins, trebuie să fii foarte convins, să fii în stare să-ți dai viața, că necredința este credință. Deci trebuie să fii foarte convins de lucrul acesta, că necredința este credință. Să fii foarte convins că materia este Dumnezeul tău. Sau cine vrea să creadă lucrul acesta. Însă mulțumim lui Dumnezeu. A venit Isus Hristos. A fost pus pe cruce. Isus Hristos, împăratul iudeilor. Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. El nu este numai împăratul iudeilor. El este împăratul meu și cred că este și împăratul tău. El este împăratul nostru. Și dacă, dacă ceea ce tu și eu urmăm nu este religie, atunci el este împăratul tău și este împăratul meu. Dacă nu este religie, frașesor, doamnelor și domnilor, credința cu care ne lăudăm, și el este împăratul nostru cu adevărat, atunci credința ne obligă și ne determină să facem toate lucrurile să plăcem lui Dumnezeu. Să facem toate lucrurile să-L onorăm pe Dumnezeu. Credința ne determină să avem compasiune pentru semenul nostru și nu să vedem în el un dușman. Credința ne determină să putem, de dragul semenului nostru, să ne dăm viața pentru el. Așa cum spune Iisus Hristos, nu este mai mare dragoste ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. În limba ebraică, Iisus a răstignit, a pironit acolo tot ce este religios, tot ce este străin de Dumnezeu, tot ce, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, în vremurile din urmă vor fi oameni care vor avea o formă de evlavie, o formă de evlavie, asta este religia, una care gâdele firea, dar nu face nimic la suflet. Nu face bine la suflet. Credința care se naște în urma cuvântului lui Dumnezeu și numai în urma cuvântului lui Dumnezeu, comenta cineva odată și spunea: este nedrept. Credința se poate naște și în afara cuvântului lui Dumnezeu, nu credința salvatoare, nu credința care te duce la Dumnezeu. Și persoana aceasta care comenta spunea: Tâlharul de pe cruce care a fost răstignit lângă Isus Hristos. N-a auzit nicio predică. Și la care interlocutorul i-a spus, n-a trebuit să audă nicio predică. A văzut ce scrie deasupra crucii lui Iisus Hristos. Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și a fost suficient să vadă cuvântul acela și apoi să vadă cum moare acest om. A trebuit suficient să vadă cuvântul acela și să vadă cum moare acest om. Și auziți care este reacția. Isuse sau Doamne a spus, pentru că a văzut în El pe Domnul, pe Dumnezeu, amintește-ți și de mine când vin împărăția ta. Pentru că un împărat are împărăție. A crezut pentru că a văzut ce este scris. A văzut ce este scris. Credința se bazează pe cuvânt. Credința se bazează pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Credința este susținută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credința este întotdeauna puterea care te ține lângă Dumnezeu și nu departe de Dumnezeu. Mulțumim Domnului că pe lemnul din Golgota, acest împărat glorios, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a răstegnit ce este religios. Și astăzi, avem această ocazie solemnă și glorioasă. Să putem, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să credem într-un Dumnezeu adevărat. Într-un Dumnezeu sfânt. Într-un Dumnezeu care este singurul Dumnezeu. Nu un lider în Dumnezeu. Nu un lider în Dumnezeu. Nu lider religios, ci Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și lucrul acesta ne-l-a arătat Iisus Hristos ca să aveți putere și să credeți, ca să aveți putere și să treceți peste religios, ca să aveți putere să treceți peste ceea ce gâdele firea, să aveți putere să treceți peste ceea ce vă face bună oară, bune în fața oamenilor, dar nu în fața lui Dumnezeu. Puterea religiei. Am răstignit-o pe Golgota. Mărit să fie Domn. În al doilea rând, Isus, din Nazaret, împăratul iudeilor, a fost scris în latinește. Toată lumea trebuie să știe și să-și aducă aminte. Dacă ebraica era limba religioasă a timpului, latina era limba puterii timpului. Cine era în stăpânire în vremea aceea? Cine era? Imperiul Roman. Era Imperiul Roman. De la un capăt al Europei până în extremul Orient, până în nordul Africii. Toată lumea civilizată a timpului era cucerită de Imperiul Roman. Și de aceea, în fiecare provincie și în fiecare loc, trebuia să se vorbească latina. În fiecare loc erau reprezentanți ai puterii romane. Israel, Ierusalimul, era sub putere romană. De deci ce erau evreii tulburați mereu și de deci, ce la un moment dat au vrut să-l facă împărat pe Domnul Isus Hristos? Au văzut că are putere supremă. Dacă au văzut că înviază morții. Când l-au văzut și au știut că potolește furtuna. Când l-au văzut că are putere să deschide ochii orbilor, orb din naștere, care n-au văzut niciodată. Și când a văzut că lucrul acesta în anumite împrejurări l-a făcut peste capacitatea minții omenești. este peste capacitatea minții omenești să spui un cuvânt să deschide ochii. Anyway, nu? Oricum. Dar să-i mai faci noroi, să scui pe noroi și să spui lungi pe ochi și să spui, te faci bine. Să <laughs> so, dar s-a făcut bine. A văzut. Și când au văzut minunile acestea, au zis să-l facem împărat. Ăsta o să ne scape de romani. Iisus Hristos a răstignit pe cruce puterea, puterea omului. Ne chinuie mândria, ne chinuie ambiția, ne chinuie interese personale, cine chinuie tot felul de lucruri, au putere asupra noastră. De exemplu, înțeleptul Solomon inspirat de Duhul Domnului spune aceste cuvinte. Omul care nu este stăpân pe sine, deci cine nu are putere să se stăpânească pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. În vremea aceea, o cetate, un oraș, avea ziduri puternice pentru că era posibil să fie cucerită, victimizată de o putere agresoare străină. Și vorbirea este tipică timpului. Omul care nu este stăpân pe sine, cine nu are putere de stăpânire de sine, se aseamănă cu o cetate surpată, unde intră orice, vine orice și iese orice. Mulțumim Domnului că pe lemnul durerii, Iisus Hristos a răstignit puterea. A răstignit puterea omenească. Și tu și cu mine. Nu trebuie să mai fim oameni aceia care să nu fim în stare să ne stăpânim. Să nu fim în stare să ne controlăm mândria, să ne controlăm ambițiile, să ne controlăm pasiunile, să ne controlăm drumurile. Cuvântul lui Dumnezeu spune în, aceeași carte a proverbelor 16 cu 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și auziți mai departe. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. nu mă pot slăpâni, Privește la Golgota. Nu mă pot controla. Privește la Golgota. Nu mă pot lăsa. Primește la, privește la Golgota. Nu pot ieși din cercul acesta vicios. Privește la Golgota. Nu pot să mai gândesc curat, nu mai murdar. Privește la Golgota. Privește la Golgota. Și dacă vrei să știi cum se privește la Golgota, uită-te în această carte, care se numește Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și despre care carte Iisus Hristos prin Duhul Sfânt a spus. Și Evanghelia este, propovăduirea Evangheliei este o putere. Și auziți cât de mare este puterea aceasta. Sfântul Apostol Pavel spune lucrul acesta foarte bine și știți. Roman, 1 cu 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a Iudeului, apoi a Grecului. De ce? Pentru că în ea este descoperită în Evanghelie o neprihănire, o viață nouă pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Pentru că după ce ai crezut în Mântuitorul Iisus Hristos că este singura jerfă care te mântuie, de acolo încolo se naște credința ca formă de încredere în Dumnezeu. De deci ce spune în ea este descoperită o credință care duce la credință? Credința care te mântuie este una și încrederea în Dumnezeu este cu totul altceva. Este un nou stadiu în credință. Pentru că pe măsură ce cunoști acest cuvânt al lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, pe acea măsură poți să vezi minunile lui Dumnezeu. Poți să vezi vezi eliberarea ta, poți să vezi eliberarea casei tale, poți să vezi pacea ta, poți să vezi totul ducându-se la împlinire. În credință și în Evanghelie este putere. Este putere. De aceea, în această zi de sărbătoare, aș vrea să-ți provoc gândire. Ce te chinuie? De ce nu te poți lăsa? La ce nu poți renunța? La care ambiții? La care gânduri? La care pofte? La care drumuri? Este o putere mai presus de orice putere. Știi cine o are aceasta? Este cel care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știi cine este acesta? Este Isus Hristos ca tu să ai putere, să te poți stăpâni, ca să ai putere să nu te iai după mulțime, ca să ai putere să nu fii populist, ca să ai putere să trăiești sfânt, ca să ai putere într-o lume care întorce spatele lui Dumnezeu și care strigă Baraba, 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 în mijlocul acelei mulțimi, tu și cu mine să strigăm Iisus, Iisus, Iisus. Cine dă această putere? Este a lui Iisus? este a lui Isus. De deci, aceea, el a găsit cu cale ca în limba latină, în limba puterii absolute a timpului, a unei puteri care se repetă în lumea noastră, în generația noastră, pentru că imperiul acesta n-a murit. Gustul acela de putere n-a murit. Europa se rearanjează înapoi, așa cum spune Daniel, pentru că el prezintă într-o continuitate acest imperiu până la venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o continuitate. Așa stau lucrurile. Haideți să-ți citeți din cuvântul Domnului și să vezi aceasta. După ce este 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit, Mesia, și nu va avea nimic, pentru că va învea din morți. Auziți ce spune mai departe. Poporul unui Domn care va veni. Va nimici cetatea și Sfântul Locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiile, Poporul unui prinț, scrie în, în, în ebraică, poporul unui prinț care va veni. Deci nu era prinț, nu era prinț. A murit cezarul la Roma și Roma a intrat în criză. Roma a intrat în criză. Și când Roma a intrat în criză, trupele din Orientul Mijlociu l-au proclamat pe bătrânul Vespasian Cezar. În momentul în care bătrânul Vespasian este proclamat Cezar, Titus, fiul său, devine prinț. Și vedeți ce spune cuvântul Domnului, poporul unui prinț care va veni. Nu exista, dar s-a născut dintr-o dată, pentru că taică s-a fost avansat Cezar. Și auziți ce spune mai departe, el, prințul acesta, el va face un legământ trainic cu mulți. N-a făcut Titus acest legământ. Pentru că Daniel vorbea despre o continuitate istorică, mistică, tainică. Va face legământ cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare. Și pe arepa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra lui celui pustit prăpădul hotărât. Europa se rearanjează. Gustul după putere n-a murit. Ambițiile nu s-au stins. Însă este unul care le poate controla. Unul care le-a răstignit odată pentru totdeauna. Este Isus Hristos. De ce credeți că a scris în limba latină? Ca să-ți vorbească ție și să-mi vorbească mie. Nu te mai lupta, nu da cu pumni în vânt. Lupta alături de Isus Hristos și lupta alături de cauza Lui. Cauza Lui este mântuirea Sufletului. Cauza Lui este pacea casei tale. Cauza Lui este pacea bisericii. Cauza Lui este pace pe pământul acesta. Cauza Lui este ca fiecare, niciunul dintre noi, să nu ducă lipsă niciun bine. Cauza Lui este ca ție să-ți meargă bine. Însă când nu cauți puterea Lui și cauți puterea omenească, atunci ești amărât. Atunci ești ca un om pierdut și ca să-ți vină în ajutor cel ce a răstignit puterea omenească, puterea de a, nu, de a nu te stăpâni, puterea de a nu te controla, puterea de a fi prins de orice gând, de orice zboară. Iisus Hristos a spus, vă mai vin în ajutor și vă mai dau o putere. Unul dintre noi, unul ca mine, mângăitorul, Duhul Adevărului, se va coborâ peste voi și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Ai nevoie de putere? Puterea este în Dumnezeu. David spunea, odată am auzit pe Domnul vorbind. Și de câte ori a priceput? De două ori am priceput că puterea cui este? Este a Domnului. Dacă ai nevoie să fii puternic, nu fi puternic din cu pumne, nu fi puternic în argument, nu fi puternic în idei, măcar că toate sunt bune, nu, ideile sunt bune, nu să dai cu pumnă, nu fi puternic în lucrurile firei, fi puternic în lucrurile lui Dumnezeu. Fi puternic în slava lui Dumnezeu. Fi puternic în rugăciune, fi puternic în statornicie, fi puternic în loialitate. Frații și surori, nu ne trebuiește putere în Biserica Emanuel? Umplem casa de rugăciune. Unde ne este puterea? Joia viitoare. Unde ne este? Ei, vedeți? Aceasta este Evanghelia. Iisus a răstignit puterea care mă ține sau te ține de departe de Domnul. Iisus a răstignit puterea care mă face să fiu ca o cetate asediată din toate părțile, fără uși, fără porți, fără ziduri. Tot ce vine e bun, tot ce este e bun. Nu! Este bun un singur lucru. Este bun o singură ființă. Dumnezeu este bun. Este putere într-o singură ființă. În Dumnezeu este putere. Este un singur care are toată puterea în cer și pe pământ. Nu este un om. Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mulțumim Lui că a avut grijă de noi, de mine și de tine, de casa mea și de casa ta, de poporul său, să răstignească puterea Firii Pământești pe Golgota, în limba latină, ca tu și cu mine să pricepem. Puterea omenească a fost înfrântă de Dumnezeu. Pun la dispoziția Domnului și apoi, în al treilea rând, deci, în primul rând, împăratul și evrei, doi împăratul și latini, trei împăratul și greci. Cuvântul Domnului este limpede, cum îl spunea apostolul Pavel. Iudei în adevăr, cer minuni. 1 Corinteni 1 cu 22 și partea a doua versetului 22 spune și grecii caută înțelepciuni. A fost tipic greciei să fie poporul înțelept al pământului pe timpul lui Isus, înainte de Isus, de nașterea lui pământească, pe timpul apostolului Pavel. Unde s-a dus Pavel să predice? Unde s-a dus? În Atena. Unde? În Areopag. Era locul, piața din fața panteonului, teatrului celui mai mare, sau dacă vreți, a templului celui mai mare pe care îl aveau la toți zeile pe care îi știau în Olimp, unul mai dezmățat decât celălalt. Acolo se adunau toți filozofii, stoici, epicurieni, toți filozofii, se întreceau unul pe altul să spună ceva nou. Și aveau ce spune, pentru că era plină burta de minciuni și de invenții. În mijlocul lor s-a dus. Și în mijlocul lor a spus, Dumnezeu nu locuiește într-un templu făcut de mâini omenești. Dumnezeu locuiește în mine, și acest Dumnezeu care locuiește în mine, care poate locui și în tine, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dacă nu l-ai cunoscut până acum și auzându-mă ce predic, îți faci probleme și spui, vai de mine, sunt pierdut, da, ești pierdut. Dar acest Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, nu ține în cont de vremurile de neștiință. Poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și apoi, după ce a spus aceste lucruri, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, a spus ce trebuia spus. Cum și-a continuat mesajul? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, intelectuale aceștia, unii își băteau joc de el. Alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată, deci alții au amânat. Totuși, unii au crezut și au trecut de partea lui. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Jerfa lui Iisus îi deranjează pe toți. Spune la cei care se numesc astăzi verzi, că nu este mântuire decât mai prin sânge, că fac reacție, fac reacție și îți aduce în față 50 de diete, cum să mănânci fără carne, cum să verzi sânge și fără vărsare de sânge, este cu neputință să fii mântuiți. Este cu neputință. Iisus și-a vărsat sângele pe Golgota să vorbească și grecului. Iisus a purtat o coronă de spin pe cap pentru ca să-ți sfințească mintea ta, nu să-ți o spele, așa cum zice eu, popular și să te facă să nu gândești. A purtat o coronă de spin pe cap ca să-ți curățească mintea, pentru că prima bătălie pe care a pierdut o obul, știți unde a fost, a fost o bătălie la nivelul intelectului. A fost o bătălie la nivelul intelectului. Acolo este fost căderea noastră. De aceea, aduceți-vă aminte când am vorbit la una din binecuvântările de copii, am citit despre creșterea după tipul Iisus Hristos a copilului nostru. Și creșterea după modelul Iisus Hristos, vă rog să-mi puneți acolo pe ecran, Luca, uh, 2 cu 52. Creșterea după modelul Iisus Hristos este diferită. Creșterea unui om după modelul Iisus Hristos este diferită și începe din momentul concepției, da, din momentul concepției începe educarea aceasta intelectuală, Luca 2 cu 52. Și Iisus creștea, unde creștea? În înțelepciune, prima noastră dezvoltare trebuie intelectuală și ca să poți să dezvolți un copil intelectual trebuie să procedezi la educarea lui și ei încă din momentul concepției. Să vorbești către copilul la care urmează să se nască. Să vorbești cuvântul Domnului, să vorbești dragostea lui Dumnezeu, să cânți cântările Domnului, să cânți dragostea lui Dumnezeu, să le expui la o, un uh, mediu, nu de ceartă, nu iară, a venit un copil, iară, am rămas însărcinată, iară, trăiește Dumnezeu, iară, 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 iară. iară. Iar. Nu face, nu face despărțiri între tine și copil. Trebuie o creștere în înțelepciune. Pentru că acolo am căzut prima dată. Pentru că ne-am socotit înțelepți. am căzut. Și pentru că oamenii se socot înțelepți astăzi fără de Dumnezeu, spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, de aceea au nebunit și Dumnezeu îi lasă pradă minților blestemate să creadă o minciună. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că a răstignit și înțelepciunea omenească pe Golgota. Limba greacă, simbolul inteligenței umane, pentru ca în schimb să ne dea mintea lui Iisus Hristos. În schimb să putem să spunem, cum zice Apostolul Pavel, noi răsturnăm izvodirile minții, gândirea, rațiunea omenească și orice împotrivire care se ridică către împotriva lui Dumnezeu, orice gând care se ridică împotriva lui Dumnezeu și orice gând de felul acesta îl facem rub ascultării de Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu că a venit în lumea noastră prin Iisus Hristos. Mulțumim acestui împărat. A răstignit puterea religioasă ca să nu ne mai chinuim cu povești băbești și basme populare, ci să credem adevărata credință în adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, Iisus Hristos. Și crezând în El să trăim nu după ideile noastre, ci după această carte. Răstignit puterea latină, orice putere, pentru ca tu și cu mine să nu fim ca o cetate fără porți și fără ziduri, în care să se facă toate mizerile și toate gunoaiele, în mintea cărora să fie toată mizeria și tot ce se adună și adună vântul și orice trecător, ci să fim ca o cetate întărită, oameni cu stăpânire de sine, oameni care umblă călăuziți și controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus Hristos a răstignit numele Lui, împăratul Iisus din drept împăratul iudeilor și împăratul tău și al meu, a răstignit puterea intelectului. Prin intelectul nostru, i-am întors spatele. Dar mulțumesc Domnului că mi-a spălat creierul să gândesc ca El, să vorbesc ca El, să iubesc ca El, să iert ca El, să umblu ca El și să pot să văd în perspectivă. Și când mă uit și văd în perspectivă, lucrurile aici din lumea aceasta, indiferent cum arată, sunt doar numai de o clipă. Însă lucrurile în perspectivă Care mă așteaptă pe mine și așteaptă pe tine Dacă credem cu adevărat în el Sunt peste puterea minții umenești De a le descrie Nu-i glorios domnul nostru? Pentru mine este Împărat Și limbi străine Meditează la acest cuvânt Meditează la evenimentele Din seara aceasta Și meditează la înțelepciunea Duhului Sfânt La felul în care știu să pună în cuvântul Scripturii lucrurile acestea, ca prin ele să-mi vorbească, să-ți vorbească, să ne vorbească și să ne apropie de Domnul. Poate când în judecata mea sau în judecata ta ai spus, cine nu-i pentru mine. Nu este o înțelepciune de sus. Cine este pentru noi? Pentru că cine mănâncă trupul său și bea sângele său, are viață. Nu vrei să trăiești? Poate ai zis, Puterea, mi-e întrebi o altfel de putere. Orice putere omenească, fără de puterea lui Dumnezeu, este o putere de șartă. Este o putere de șartă. Singura putere care te înalță și te face om, este puterea lui Dumnezeu. Hristos în voi, speranța gloriei. Poate ai zis, eu sunt credincios, eu sunt foarte religios, cum spune Apostolul Pavel despre cei din Areopag. În toate privințele vă găsesc foarte Religioși, dar nu credincioși. Religioși, dar nu credincioși. Cu o mie de teorii, cu o mie de zei, cu o mie de reguli. Dar este un singur Domn. Un singur Dumnezeu. Este Isus Hristos. Și legea Lui este aceasta. Fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Vă dau putere ca să trăiți această sfințenie și vă curăți mintea și gândirea ca să puteți să trăiți în această sfințenie. Mă rog Domnului ca El să fie împăratul tău și împăratul casei tale. Împăratul meu și împăratul casei mele. Împăratul bisericii Emanuel și împăratul bisericii sale. Și mă rog să grăbească ziua. Să grăbească ziua. Să fie un singur împărat. Peste întreg Universul, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, Iisus Hristos, glorie Lui. Amen.